765 de medici, medici dentiști și farmaciști care au finalizat pregătirea în rezidențiat au obținut certificate de specialist după promovarea examenelor organizate de Ministerul Sănătății. Pentru aceștia s-au emis deja certificatele de specialist în urma aprobării Ordinului de Ministru și au fost expediate către Direcțiile de Sănătate Publică. Acestea pot fi ridicate începând de astăzi. Examenul a fost organizat în perioada septembrie-octombrie. Numărul firmelor radiate în România a depășit 35.000 după primele 9 luni. Este o scădere importantă față de anul precedent cu peste 56%. Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radiere a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, construcții și activități profesionale, științifice și tehnice. Oltul conduce topul județelor la nivel național cu cele mai mari scăderi ale numărului de firme radiate, cu un minus de 76,25%, urmat de Gorj și Maramureș. Atenție, olteni! Escrocii s-au adaptat rapid vremurilor de pandemie. Acum ei nu mai apelează la celebra metodă accidentul, ci se folosesc de noul coronavirus pentru a-și păcăli victimele și a le fura banii. Escrocii le spun oamenilor că una dintre rudele lor a fost infectată cu SARS-CoV-2, apoi le cer bani pentru achiziția unor dispozitive medicale foarte scumpe cu care să fie tratate rudele bolnave. Deja mai multe persoane au căzut victime metodei COVID. Colegiul Medicilor Veterinari anunță că începând din 9 noiembrie, câte 5 membri, președinți și vicepreședinți de filială, vor picheta sediul ANSVSA. Acțiuni similare vor avea loc și la nivel de județe. Aceștia reclamă nerespectarea contractelor încheiate cu medicii veterinari de liberă practică, solicită majorarea tarifelor încheiate de autorități cu acești medici pentru serviciile prestate populației și mai reclamă neasigurarea echipamentelor de protecție pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 și a virusului pestei porcine africane. Ministerul Finanțelor Publice încearcă să atragă bani de la populație prin noi emisiuni de titluri de stat Fidelis în lei și euro. Acestea vor putea fi achiziționate prin Banca Transilvania, BCR și BRD începând de luni 9 noiembrie. După subscriere vor fi listate automat la Bursa de Valori București. Oferta de titluri de stat se derulează până pe 27 noiembrie. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei, respectiv 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.